N-am prea vorbit cu tine în emisiunea asta. Decât foarte puțin, pentru că am încercat să mă axez și să încercăm să găsim o explicație cum am putea să împăcăm cele două lumi, să nu existe frânturi. Dacă o să alegi vreodată să trăiești în satul românesc, nu trebuie să fie neapărat maramureșan, vei constata că sunt unele trepte de mentalități, de a privi lucrurile. Ți s-a întâmplat să stai de vorbă cu cineva care vine dintr-un sat? Ai prieteni, ai colegi de acest gen? Sinceră să fiu, nu am prea petrecut viața mea la țară, însă mai vorbesc cu bunicii și realizez că asta e un dar, că am bunici la țară și mă mândresc cu chestia asta și sunt foarte Față de cei mândră. care n-au nimic. Exact, și sunt foarte mândră că am bunici la țară care m-au crescut și le mulțumesc din tot sufletul că mi-au oferit frumusețea asta Unde îi ai, mai exact? în Coruia. În Coruia. Deci nu departe Da. de Baia Mare. Și ai văzut vreo diferență, tu ca și așa... Da, este foarte mare diferență de la oraș la țară, și alte concepții și e altfel viața, altfel. Dacă ar fi vreodată, te-ai gândit să te întorci într-un sat? Cum ai găsit satul? L-ai găsit ca și o sursă de, nu știu, de trai, să poți să trăiești într-un sat sau ai vrea doar la oraș, consideri că e mult mai ușor de trăit acolo? Consider că la oraș mi s-ar putea îndeplini visul pe plan muzical, însă și la țară, să știți că îmi place foarte mult și nu pot face diferența dintre sat și oraș, deoarece fiecare are frumusețea lui, pe diferite concepții, dar fiecare le are pe ale lui. Frumos. Uite, eu stau în sat, dar asta nu mă împiedică să merg să cânt. Exact. Și crede-mă că după... Am plecat de la 10 ani de aici, din satul vecin. Și am constatat că cel mai bine mi este că m-am întors. Pentru că eu nu pot să fiu decât eu în ceea ce mă reprezintă pe mine. Dacă m-am născut la sat, nu știu, am avut așa o sensibilitate acolo. Dar tu, dacă te-ai născut la oraș, poate că sensibilitatea ta va fi orașul. Confortul, mergi la teatru, mergi la un film, ai diferite activități. Dar iată că și satul poate, dacă va dori, să-și reînvie frumusețea lui, să-și reînvie jocul la șură, să-și reînvie, cum spuneam, nu demult șezătorile, să reînvie dragostea pentru a merge la biserică, a purta hainele de sărbătoare, a se plimba pe uliță sau pe drum și a povesti. Am ajuns să ne izolăm. Stăm mai mult în fața anumitor elemente care ne oferă, credem noi, tot. Era o chestie pe Facebook, chestie ca să vorbesc ca și ea, care ne arăta un câine care stă legat în fața calculatorului. Era o glumă, dar e un adevăr. Deci, la un moment dat, stăm acolo precum niște câini legați fără să vrem. Ne-am cam izolat, doamna Vrabete. Dumneavoastră, ce părere aveți? Da, Ne-am îmi legat? pare rău că sunt, adică că Ne-am e legat așa, că e de... așa. Îmi pare rău că e așa. Ne legăm de mijloacele care ne ajută să ne facem munca și de multe ori, cum să spun, legătura asta tu singuri, deci la lanțul ăla tu singur Ți-l îl pui. ți-l pui, exact. Mă gândeam că e bine să vorbești, dacă vorbești de rău, vorbești de tine mai bine. Da. De exemplu, eu nu îmi las aproape niciodată rucsacul acela unde am laptopul, unde îmi lucrez proiectele pe care accesez internetul, caut informații, caut studii de caz, caut lucruri care să mă ajute să rezolv o problemă sau alta și îl port cu el. E adevărat că în buzunarul din față este o psaltire. Nu știu ce să fac și nu știu ce să spun. Nu știu dacă ar trebui să dau afară televizorul, deși vinerea trecută, având un curs cu un grup de studenți,
I-am întrebat dacă au văzut o anumită informație cu o seară înainte și cinci oameni, că nici ei nu vin toți de la ora 8, toți ajung după oră, pe la 9, 9 jumate. Cinci oameni mi-au spus, dar noi nu avem televizor. Și răspunsul meu a fost că trebuie să învăț această lecție de la ei. Mi-a plăcut foarte mult lecția asta. Nu că nu m-aș gândi de multă vreme să renunț la televizor, îl privesc ca pe un obiect care îți furnizează informații, dar nu mai e chiar așa. Deci poți să-ți iei informațiile, poți să fii selectiv, poți să-ți le iei în alte feluri. Munca te robește, într-adevăr, te trezești că ajungi în situația că lucrezi, iară vorbesc despre mine, 10, 12 ore, 24 de ore, 36, 40 de ore în șir. Se întâmplă și treaba asta. După care ieși absolut epuizat. Anul acesta mi-am propus ca, dacă lucrez, dacă o să ajung să lucrez pentru Asociația Țara Maramureșului, în fiecare zi să găsesc timpul de a mă lungi pe iarbă într-un loc, fără să-mi pese decât să nu calc regulile publice, evident. Trebuie să faci lucrurile astea, trebuie să te rupi, trebuie să asculți o muzică, trebuie să trăiești într-un loc sănătos, pentru că asta te ajută să fii tu însuți, mai pe scurt. Deci putem împleti, iar revin la împletitură, obligatoriu. Cele două lumi, deci nu trebuie să le rumpem în două. Dar nu sunt două lumi, este aceeași lume, doar că trebuie să ai grijă de valori, încă o dată. Să-ți faci treaba, să ai grijă, să fii tu însuți purtător de valori, să le respecti. Acolo unde ești. Frumos! Ți-ai dorit vreodată să stai încinsă pe iarbă? Ai apreciat așa de mult, nu știu, grădina care o ai? Te bucuri de ea? Dar cum să nu? E cel mai frumos să stai întins pe iarbă, să mergi desculț, vara, pe rouă. Dar te trezești așa de vreme? Dar cum să nu? Da, e super. Cred că e cel mai frumos să stai să auzi cântând o păsărică acolo în nuc sau în păr sau undeva. La mine în grădina ta de faină vreo 10 specii cel puțin și când cântă toate odată. Da. Și așa de frumos că nu am case pe lângă mine și e un moment care e unic și mai culeg și mere. Și... indiferent cât de sus ai ajunge la nivel, mă refer în studii sau... în gradele astea care ne le punem noi până la urmă. Da. Tot ai nevoie de ceva care să te apropie de tine. E o relaxare să stai întins pe iarbă. E o altă hrană, e o hrană obligatorie. Exact. Da. Iată că fac o paralelă. Spunea un specialist cât de sănătos este pentru organism plimbarea dimineața pe rouă în timpul verii. O hrană pentru sănătate inexplicabilă. De când ne-am îmblat de sculță? Ce-am ea, nu? Ai îmblat? Normal. De mult ne-am de sculți. Avea o plăcere ieșit din comun. Acum, de când ne naștem, nu îmblat de sculți, că era ce gresia. Exact, normal. Și era ce și la plămâni și la rinic. Da. Nici lut pe jos, nu deci e rece. E rece, da. Atunci, dar toți avem dorința de a umbla pe iarbă. Da. Ai vrea să ne mai cânt? Sunt câte religios? Sigur că da. Era odată o tainică grădină în care Domnul se ruga zgerând și fața lui cea plină de lumină era întristată până la mormânt și fața lui cea plină de lumină era întristată până la mormânt. De multe ori pe față el căzuse
Și să ruga cu lacrimi de nespus, să treacă tată să nu beau păharul, păharul suferinței lui Iisus. Să treacă tată să nu beau păharul, păharul suferinței lui Iisus. O Ghețimani, grădina suferinței, în tine, Domnul-ți deară cu amar, și el să-mbracă-n haina umilinței, și-și pregătește drumul spre calvar, și el să-mbracă-n haina umilinței, și-și pregătește drumul spre calvar. O Ghețimani, grădină neuitată, tu ai văzut durerea lui Iisus, și Iuda când l-a sărutat odată, pe Domnul strălucirilor Iisus, și Iuda când l-a sărutat odată, pe Domnul strălucirilor Iisus. Cam găsit oameni care vreau ibdiesc, și le place. Ibdiesc, să zic în teren, să ducă mai departe ceea ce reprezintă, vorbim de ceea ce reprezintă. Și și-au dorit și își doresc. Și ne întâlnim o dată sau de două ori sau de trei ori pe săptămână, câte 60 de suflete, dorind să reînviem jocul, dorind să cântăm, dorind să doinim, dorind să ne unim, că până la urmă ne unim și redevenim o familie mână cu mână. Devenim ce am fost odată, de mult. Pentru că eu consider că stând de vorbă unii cu alții, prin intermediul acestei emisiuni, devenim mai buni. Nu știu, am senzația că individualizându-ne, am ajuns mai egoiști. Vrem mai mult pentru noi. Nu ne gândim, dau un exemplu, casele din Maramureș. Nu știu dacă s-a gândit cineva că face un rău punând două, trei etaje. S-a gândit poate eu să fiu mai bun ca celălalt, să arăt că pot mai mult ca celălalt. Până la urmă, când te gândești la cel de lângă tine, spui mai multe întrebări. Așa este. Nu cred că cineva a avut intenții rele. De ce ar avea intenții rele cineva care dorește să-și construiască o casă? Dar e vorba de ceea ce se întâmplă în jur, de lucruri pe care uneori le iei în seamă și le folosești fără o gândire critică. Dispare această gândire critică.
filtrul pe care până atunci îl aveai? Ești dezarmat sau te-ai dezarmat singur sau crezi că fiind singur poți face lucrurile mai bine? Nu știu, e greu de spus. Însă rezultatul e vizibil și este la fel de limpede că înapoi în matcă sau nu neapărat înapoi în matcă, revenirea la matcă se întâmplă într-un alt timp, într-o altă epocă, cu alte cerințe, cu alte presiuni. Sunt convinsă că fiecare dintre noi, dar împreună mult mai mult, putem redezvolta această gândire critică. Putem să ne aducem în mijloc valorile care ne țin împreună și care de fapt fac valoarea noastră și că pas cu pas lucrurile pot reveni la un normal al zilelor noastre și al viitorului nostru. Deci nu trebuie să trăim într-o peșteră ca să ne bucurăm de ceea ce avem azi. Și nu trebuie să sacrificăm toate achizițiile pe care modernitatea le aduce în viața noastră pentru a trăi ca înainte, însă nici rădăcinile nu trebuie să ni le tăiem. Asta este clar. Și dacă am învățat atâtea, trebuie să găsim calea pentru a le pune împreună în respectul valorilor noastre și pentru o viață, ca să folosesc un termen al zilelor noastre, durabilă. În concluzie, suntem la sfârșitul acestei emisiuni. Să folosesc un cuvânt care îl folosesc femeile de aici din sat. Domnucă, dumneavoastră sunteți umblată până lume. Ați văzut multe. De ce alții pot să-și apere valorile care le au? Case de sute de ani, biserici de sute de ani. Și se mai roagă în ele, efectiv, Biserica Notre-Dame, dau un exemplu care îmi vine în minte, din 1400 și ceva, știe să aibă liturghie, știe în același timp să lase și vizitatorilor fără taxă, deci foarte bine subliniez, fără nicio taxă, să te bucuri de un monument de sute de ani. Cum poți să și-l apere? Noi de ce n-am putea? Păi putem. 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 Case foarte vechi. Da. Deci, putem. Putem. Da, dacă vrem. Dacă vrem. Dar trebuie să ne adunăm împreună, să ne vorbim împreună, să găsim împreună căile cele mai bune pentru noi. Că sunt rețete, sunt soluții, sunt lucruri pe care le poți lua și învăța. Ia uite ce idee i-a venit ăluia și ăluia i-a venit altă idee. Dar pentru a le face noi înșine, trebuie să le adaptăm la noi înșine și categoric că putem. Mi-a rămas în minte o idee vis-a-vis de Germania, care a fost reconstruit de 2 sau de 3 ori după bombardamente. Mm. Să vă gândiți, s-a reconstruit păstrând arhitectura veche. Da. N-ar fi rău să ținem cont de lucrul ăsta. De la Iarbă Verde au reconstruit orașele, repet, păstrând arhitectura veche. Paula, închei cu tine. Fiind o portiță, ca și un tânăr pentru viitor, te deranjează că porți hainele astăzi? Astea? Nu. Nu? Nu, ci din potrivă sunt foarte mândră că am primit un costum popular atât de frumos și simți sentimentele pe care ți le transmit din generație în generație și cei care au purtat-o. Da, oricum ai o cusătură foarte mincăloasă pe ea. Mulțumesc. Și dacă te uiți atent, nu știu, multă răbdare îți trebuie în ziua de astăzi. Trebuie să cumperi răbdare, că nu știu dacă o mai avem să coasem așa ceva. Exact. Cu ce vrei să închei? Având în vedere că este postul Paștilor, cu încă o pricesnă despre crucea lui Hristos. Ascultăm. Cruce sfântă părăsită, lângă margine de drum, coperișul tău se strică cu creștinii de acum. Oamenii nu-și mai ridică
ce tot va birui printr-o tainică minune, crucea tot va birui. Ei, am ajuns la sfârșitul acestei emisiuni. Eu vă mulțumesc din tot sufletul că ați rămas până acum alături de noi. Vă dau întâlnire, dat fiind faptul că ne bucurăm de această sărbătoare, ne vedem și în ziua de Paște și ne revedem după, pentru că Zestrea Mara Mureșului își dorește să promoveze toate obiceiurile care ne leagă de moșii și strămoșii noștri, își dorește să promoveze oamenii care pun umărul și fac ca Mara Mureșul să dăinuie și peste sute de ani, așa că rămâneți alături de noi. Până data viitoare, Doamne ajută și Paște fericit!